după, iată, 10 ani, un eveniment reînvie la București. Este vorba despre Târgul de Turism al Bucureștiului. Da. Ce se va întâmpla, unde, cum, care sunt detaliile în premieră? Se va întâmpla la Sala Palatului pe 27-29 aprilie 2018. Se numește Târgul de Turism al Bucureștiului. Avem o suprafață mică, zic eu, 140 de metri pătrați. Se vor desfășura două târguri în același timp, Gust de România și Târgul de Turism al Bucureștiului, și sperăm să vină cât mai mulți bucureșteni. De ce este nevoie, după Târgul de Turism al României, de un târg al Bucureștiului? Ce îl face pe acesta să fie special interesant pentru bucureșteni? Am vrut să fie încă un târg undeva cât mai aproape de vară și cât mai aproape de momentul în care oamenii se hotărăsc să plece în vacanță, și cât mai central. De aceea am ales Sala Palatului, să fie ușor accesibil.